Laurențiu Reghecamp este în al 9-lea cer de bucurie. În aproximativ 2 luni va deveni tată pentru a 3-a oară. Partenera sa, Corina Caciuc, este însărcinată în 7 luni și urmează să nască un băiețel. Celebrul antrenor a devenit din ce în ce mai activ pe rețelele de socializare și chiar a postat prima imagine cu burtica de gravidă a Corinei Caciuc. Se pare că partenera lui de viață a făcut un tort special în casă cu fructe. Bineînțeles, Laurențiu Reghecamp nu s-a putut abține și a fotografiat desertul, dar și burtica Corinei Caciuc. Cidea au sărbătorit cum nu se putea mai bine împlinirea a 7 luni de sarcină. Fotografia postată pe Instagram de Laurențiu Reghecamp a strâns peste 2000 de aprecieri în doar câteva minute. Fanii au felicitat în comentarii, însă antrenorul le-a mai dat internauților și un mic detaliu. Este vorba despre numele pe care îl va purta băiețelul lui și al Corinei Caciuc. Și de data aceasta, Laurențiu Reghecamp a fost destul de reticent atunci când vine vorba despre detalii, însă le-a dat fanilor un indiciu. Așadar, Reghe a dat de înțeles pe Instagram că fiul lui va purta un nume care începe cu litera L. Oare micuțul se va numi tot Laurențiu Reghecamp Junior? Ei bine, se pare că antrenorul dorește să mențină tradiția. După Luca Reghecamp și Laurențiu Reghecamp Junior, mezinul familiei va purta un nume care începe cu aceeași literă. Primul tort pentru micuțul L. 28 de săptămâni, a scris Laurențiu Reghecamp pe Instagram.